De la ursitori, pruncul primește barca, dar lopețile? Ne întâlnim din nou la emisiunea Provocare la lectură și am dorit prin aceste puține cuvinte să vă spun că l-avem din nou împreună cu noi pe Ionuț. Iar versurile aparțineau tutorului parental, așa cum îmi place lui să spună, domnului Ion Pițoiu Dragomir. Și nu întâmplător am ales aceste versuri, pentru că am înțeles în emisiunea anterioară de la Ionuț că a primit într-adevăr o barcă, dar și-a luat lopețile în propriile mâini și am dorit să mai aflăm câte ceva despre cum pinge Ionuț valurile cu lopețile, cum a reușit să se descurce prin viața aceasta fără să fie ajutat, plecând de lângă numele care poate de multe ori, uneori îl ajută, alteori îl incomodează, din dorința de a fi el însuși. Și aș vrea în această emisiune, Ionuț, să abordăm puțin o altă temă. Cunoscându-te foarte puțin pe tine, mi-aș dori să te cunosc mult mai mult, aș dori să vorbim despre aparență și esență, despre ceea ce dorim să arătăm celor din jurul nostru și despre ceea ce suntem cu adevărat. Sau, ca să spun mai direct, despre ambalaj și conținut, și nu întâmplător o spun, chiar aș dori să vorbim despre tinerii din ziua de astăzi. Am descoperit și în tine și în mulți alți tineri ceva special, profunzimi pe care nu le-am întâlnit la mulți adulți sau chiar la vârstnici. Și atunci, hai să demonstrăm și să spunem telespectatorilor că tinerii noștri sunt minunați și că au profunzime, au conținut, au esență. Poate chiar și despre niște tineri pe care tu i-ai cunoscut sau colegi de-ai tăi, dar o discuție liberă la un ceai cu un tânăr, te rog. Deci e o îndrăzneală, poate chiar un tupeu să vorbesc eu despre alți tineri, având în vedere că e o cale lungă până a mă cunoaște, dacă ziceau mari sfinți și duhovnici, cum zicea Părintele Arsenie într-o discuție care a fost recunoscut după atâția ani de ocultism din securitate, zicea unui portar, domn părinte, eu vă cunosc, ce cum să mă cunosc, dacă nu mă cunosc pe mine? Bun, acum legat de tineri. Ceea ce observi așa... Chiar te rog să spui sincer ce observi. Ce apreciezi? Ce crezi că nu e bine? Poate altfel vedem dacă spui tu. Ziceați că tinerii sunt minunați și minunat e potențialul divin din ei. Personalitatea ca îmbrăcăminte a ego-ului niciodată nu o să credească altceva decât ceea ce construiește mass media și cu religia asta New Age. Adică noi avem puteri pe asta măsură și dacă se poate noi negociem în funcție de ceea ce ne dorim, cam cum ar trebui Dumnezeu să ne îngenocheze. Și un lucru pe care îl observ mai rar, dacă nu chiar inexistent, să zic, la tineri, deoarece falsa apropiere pe care o au, și o numesc falsă pentru că nu cred că o apropiere dintre oameni poate fi făcută altfel decât într-o direcție care depășește viața aceasta. Falsă apropiere pentru că, repet, părinții au un anumit mod clișeizat de a vedea lucrurile. Copiii preiau în momentele în care au anumite îndoieli și diferența și între generații și între înțelegerile părinte-copil, e faptul că părinții nu se maturizează odată cu copiii. Și doar contextual sau chiar evenimențial, lucrurile acestea sunt văzute sporadic așa în ei. Și atunci, din vârfuri, nu putem face decât oscilații. Dar etapele intermediare, atât timp cât nu sunt petrecute împreună, n-au cum să consolideze o autenticitate atât de liberă. Lucrul acesta se observă foarte, foarte mult în copii pe care ușor cad, așa cum am căzut și eu, și în lucruri care țin de senzualisme legate de păcate mai urâte, de
de mânii, de orgolii. Și acum văd că și societatea din ce în ce mai mult încearcă să se plieze după legile pe care acești slujitori, mai puțin, care ei cred că slujesc celui de sus, însă masonii și toți templierii ăștia mai nou, după care ne curg balele, ghidează societatea după niște dinastii financiare. Și atunci, în momentul în care ne uităm la un copil de 5, 10, 15, 25 de ani, oricum ar fi el, se vede clar impactul lipsei de ideal divin din el. Și asta e singurul lucru care doare, că Dumnezeu nu ne face de dragul de a ne ocupa timpul și de a ne petrece vremea, ci tocmai din o dorință de desăvârșire. Desăvârșirea asta nu înseamnă toată ziua stau cu cartea în mână și citesc rugăciuni sau citesc, nu. Dar o bucurie transmisă, asta e obligatoriu. Ori în tineri nu găsesc lucrul acesta, de ce? Sunt și eu tânăr, însă faptul că părinții inoculează predilecția aceasta financiară, modul în care ei ar vrea să evite și destul de, dacă se poate, fără nicio lacrimă, că na, ei au suferit, ei să nu sufere, și spunea foarte clar, sunt eu... Foarte bine spui, Ionuț, și mai ești că intervin, dar chiar acest lucru doream să-l aud de la tine și să discutăm mai mult pe acest aspect, pe partea financiară. Da, poate că este greșeala părinților, mulți crezând că dacă le oferă suportul financiar, copilul se poate dezvolta și poate ajunge departe și încearcă să-i ferească, cum spui tu, de lacrimă. Ori lacrima poate ne clădește. Și nu întâmplător revin acum la poezia lui Blaga, lacrima și raza. Trebuie să și plângem pentru a înțelege sau pentru a ajunge desăvârșiți. E mare cuvânt, prea puțin reușesc să ajung acolo. Dar trebuie să și suferim. Și părinții poate, din prea multă iubire, sau nu știu dacă este iubirea aceasta greu, greșit înțeleasă, oferă tot, pun totul pe tavă copiilor, ferindu-i de toate, când de fapt singuri îi aruncă într-o prăpastie din care nu știu câți reușesc apoi să iasă prin forțele proprii. Poate acesta este pericolul acestor vremuri. Faptul că toți ne dorim bani doar. Și spuneam că o să vorbim puțin și despre fete, pentru că, deși ești tânăr, ești băiat, dar mă gândesc că admir și tu ceea ce este frumos. Auzim foarte mult, vin multe fete la bibliotecă și crede-mă că suferim când auzim expresii cam de acest gen, nu contează ce știi, aspectul exterior contează. Și investesc foarte mult și chinuie mamele și părinții doar pentru aspectul exterior. Te rog mult, cu sinceritatea care te caracterizează, să ne spui, pentru un tânăr de 25 de ani, ce contează mai mult la o fată? Cum este o fată frumoasă pentru tine? Cât contează aspectul exterior? Până unde merge acesta și când începe cealaltă descoperire? Pentru un tânăr de 25 de ani, nu știu cum e, vă spun cel puțin din singurele experiențe pe care le-am avut. Și aș vrea să revin totuși la ceea ce legat dintre părinți și copii, și faptul că părinții, dintr-o lipsă a fermității și dintr-o falsă iubire, își construiesc mai mult, deși un cuvânt așa de urât, își construiesc griji, ori Dumnezeu spune și acolo unde lasă cuvântul de învățătură destul de mură în gură, puteți adăuga la înălțimea capului vostru ceva dacă la grijile voastre. Însă băbismul, atâta timp cât e mai mult ideologie la noi și nu un lucru cel puțin auxiliar, încă se construiește. Legat de bani, da, pentru că nu există o motivație mai mare de a depăși. Ca un om să nu aibă ca un scop banul, trebuie să vadă dincolo de el. Ca orice lucru de altfel în viață. Adică, ziceați de fetele care mai mult își petrec preocupările, să zicem, într-o direcție mai mult estetică. Și asta nu, în primul rând, nu este vina lor. Adică, atâta timp cât au libertatea contextului familiar care le dezvoltă o inerție în direcția aceasta, înseamnă că e mai la opus decât ceea ce zicea Sfântul Ioan Botezătorul,
părinții trebuie să consolideze și să, deci parafrazez, să-i ajute pe copii să se descurce singuri. Asta nu înseamnă că... Se dai undița, nu peștele, nu? Da, adică prin asta noi dorim să fim, dacă se poate, ghidul vieților și binele nostru al părinților să fie efectiv eficiența vieților. Și lucru care s-a întâmplat și în familia mea, cel puțin, mari scandaluri, certuri și n-a fost o dezvoltare armonică niciodată. Însă, atâta timp cât există ceva dincolo de asta, lucrurile pot fi redresate. Ce înseamnă o fată sau o domnișoară, frumoasă. O fată frumoasă? Păi adevărat. În clasa noua, prima mea prietenă, mai, ca o relație mai îndelungată, a început să-mi fie cel puțin dragă, în momentul în care am văzut că ea se îmbracă cel mai simplu din clasă. Și nu era deloc machiată, nu avea fond de ten, nu avea nimic. Și lucrul acesta m-a atras. Acum, normal, asta nu înseamnă că e neapărat un exemplu ce zic. Însă dacă Dumnezeu ne face frumoși, de ce să ne sluțim noi cu efecte? Și asta a fost, în primul rând, lucru care mă atrage, da? Așa zisa atracție incipientă. Pe urmă, foarte mult contează modul în care mă pot înțelege cu o persoană. Pentru că atracția e contextul sentimentelor. Pe urmă, n-ar fi rău să aibă și ceva de vorbit, cei doi, să nu-și petreacă mai mult timpul la telefon decât față în față, să nu se gândească în momentul în care am petrecut deja 2 ore cu acesta, hai să mai las puțin, să nu mă știe chiar tot, să nu fiu chiar vulnerabilă sau vulnerabil. Și aici să nu venim se la cunoaștere. Și nu avem ce vorbi unul cu celălalt dacă nu cunoaștem anumite lucruri. Iar lucrurile acestea nu le putem afla sau cunoaște dacă nu și citim ceva, dacă nu învățăm ceva, dacă nu încercăm să aflăm alte cuvinte. Nu-i așa? Și acum mă întorc la vocabularul zilelor noastre, la limba română, care pentru unii era patrie și era sfântă. Și acum se scrie atât de greșit, cred că observi tu. Și... Nu doar pe internet, se scrie la fel de greșit și în cărți. Se scrie la fel de greșit în anumite adrese trimise. Observăm la concursuri, vin mulți tineri cu 2 facultăți de multe ori și nu știu să scrie. Dacă tot vorbim de cunoaștere, tu ce crezi? Este important și cum ne exprimăm? Un respect deosebit pentru limba română ar trebui să mai avem? Și fetele, și băieții, și tinerii, și adulții. Nu știu dacă ar fi legat de limba română într-un mod special, ci un respect în a fi profesioniștii lui Dumnezeu. Și dacă noi avem ca gând să fim profesioniștii lui, normal că nu facem o ciorbă din limbajul de lemn și din limbajul mesageriei instantanee, adică cele de pe rețele de socializare. Normal că ar trebui să existe o libertate, însă problema e și că în școli mai mult se predă decât se transmite. Și atunci e o problemă, că avem mai prea mulți profesori și ca să nu folosesc neapărat conotații proprii, prea puțin dascăli. Și atunci... Foarte bine spui. Și uite, acum nu pot să nu amintesc, Ionuț, ești și tu profesor acum. Din câte știu eu, predai franceză în Cluj. Ai și o experiență acum cu elevii. Având profesorii tăi, nu știu dacă printre ei ai avut și modele, ești tu la rândul tău profesor. Cum este comunicarea aceasta în școală? Poate puțin și sistemul de învățământ de la noi, dacă crezi că este pe măsura nevoilor tinerilor, pe măsura nevoilor de formare ale tinerilor, sau, așa cum spuneai, sunt prea mulți profesori și prea puțini dascăli. Și acolo este vorba de har și dăruire. Despre acest aspect al vieții tale de profesor, dacă poți să ne spui câte ceva. Cred că toate se rezumă de la o sursă foarte puternică pe care am avut-o în momentul când am ajuns în Franța. Erau discuții la orele de formare în limbă străină și am întrebat profesoara dacă la voi în țară, adică în România, dacă există cazuri de compromisuri sau așa ceva. Și fiind, îndrăznesc să spun, aproape patriot, nu naționalist, m-a durut că nu puteam să spun adevărul.
Pentru că la noi e regula asta. Adică inspectori, profesori de română, de oricare ori fi ei, nu este unul care să nu fie pătat. Eu n-am întâlnit. Nu că cunosc eu extraordinar de bine. Da, da, am experiența familială și am cunoscut din fiecare rang în domeniu. Învățământul e o industrie din punctul meu de vedere. Pentru că sunt atâția... Și pentru că e o industrie, produce... Ce produce? Produce virgule, nu valori. Nu putem să spunem că valori, da. Foarte bine ai spus. Profesor e mult, spun, nu mă consider profesor în ceea ce fac, mă consider un copil care încearcă să transmite o bucurie. Poate o fac ferm, poate o fac mai direct, însă încerc să arăt fiecăruia că viața fără fermitate în sine e o supă existențială și părinții, așa cum își văd copiii, ca niște icoane, ca niște valori pe care trebuie să le protejeze, tot timpul au impresia că notarea aceasta de la 1 la 10 chiar și are vreo legătură cu formarea lor. Ori, comparând cu sistemul din Franța, în care notele sunt până la 20, în anumite școli și în anumite facultăți din Italia până la 30, toate sunt argumentate, iar la noi, dacă ne uităm bine la ochiul copilului, ne dăm seama cam cum e el și trecem ori 8, ori 9, că sub 10 foarte rar, normal că avem probleme la fiecare domeniu și incompetența devine cel puțin regulă. Chiar este o mare problemă acestor vremuri, incompetența. O vedem la tot pasul. Și poate una din cauze este și aceasta. Intervenții, note foarte mari, iar nu e vina copiilor și a tinerilor, cum spuneai și tu, pentru că ei, văzând că au obținut note mari, chiar cred că aceasta este valoarea lor. Am fost și eu în lume, spui și tu că ai văzut în Franța și am văzut că altfel sunt educați copiii. Părinții nu intervin. Nu există. Nu intervine nimeni. Dimpotrivă, încearcă să-i călească, să-i obișnuiască, să vadă că au greșit, să înțeleagă că trebuie să dăruiască mai mult. Poate acest model ar trebui să-l preluăm și noi. Nu știu, asta am simțit eu din ceea ce am văzut în învățământ în alte părți. Respectul pentru adevăr, pentru valoare, nu? Tot trebuie să ridici pe cineva pentru că este fiul lui Ion Pițoiu, nu? Sau al altei personalități. Trebuie să-l lași și să înțeleagă adevărata valoare și să-și găsească drumul drept în viață. Pentru că altfel totul este, așa cum spuneai și tu, o supă existențială. Da, și nu o să ajungem niciodată la esență. Eu nu, că tot vorbim de valori. Ce crezi tu? Care oameni sunt cu adevărat fericiți? Sau citeam undeva așa de frumos, să-ți cânte sufletul. Când ne poate cânta sufletul? Că suntem foarte bogați. Deja mă gândesc că înțeleg răspunsul tău, dar te rog să-l exprimi tu așa cum îl simți. A cânta sufletul e legat de o anumită stare. Ori noi, poate și în rugăciune, așteptăm anumite stări, așteptăm anumite simțiri. Ori astea sunt niște... Uneori pot fi amăgiri, uneori niște lucruri pe care ne le dorim. Asta trebuie să fie surplus, nu trebuie băgat în seamă efectele. Trebuie să facem parte din starea asta, să nu o vedem ca eveniment și nu cred că e legat de om, pentru că și mi-aduc aminte de întâmplarea cu Sfântul Siloan Atonitu, care se ruga lui Dumnezeu de ce se întâmplă asta și asta și asta oamenilor și într-un final Dumnezeu i-a răspuns tu, lucrurile pe care tu nu le poți înțelege sunt date tocmai din cauza că eu văd perspectiva vieții și nu tu. Și atunci s-au schimbat. S-a schimbat puțin dialogul între ei. Cred că m-am depărtat puțin, însă e și vorba de o libertate în Dumnezeu, în a ne cunoaște cât mai mult măsura. Ce frumos spus! Căci... Să ne cunoaștem măsura. Și pentru că vorbeam de... Ați cântat sufletul de măsură, de valori. Vedem în jurul nostru prea puțini oameni luminoși. Sau poate mi se pare mie, poate mă contrazici tu. Și o să te rog din nou, am pus întrebarea și mai înainte, dar insist. Care sunt oamenii cu adevărat fericiți, Ionuț? Cum îi vezi tu? Ai întâlnit asemenea oameni? Ce se măsoară starea de bine? Omul ia ca scop fericirea și asta e deja o psihologie inversă.
Pentru că atât timp cât luăm psihologia americană ca lucruri chiar și în educație, normal că nu discernem ceea ce e dincolo. Ori noi ne naștem cu fericirea asta. Și asta e drumul spre ființă pe care, la care îl cheamă Dumnezeu. Și ființa nu înseamnă să arătăm o anumită parte a lumii, altora să le arătăm altceva. Suntem la fel. Că suntem la baie, în biserică sau oriunde, noi aceleași oameni trebuie să fim. Că degeaba, dacă în fața oamenilor părem altceva, în fața lui Dumnezeu, cu puțin... Aparențele ne ajută la ceva, oare? Asta, sau... Cred că e un răspuns retoric, asta nu oare. Da, Ionuț, pentru că tot vorbim și de modele. În viața ta, drumul tău, de la cineva l-a pregătit? Ai câteva modele, oameni, cărți, întâmplări, ceva care ți-a rămas în minte și când ajungi la o răscruce, cred că ajungi și tu, pentru că ajungem cu toții în anumite momente, îți amintești de acel gând, de acel îndemn, de acea carte, de acel om? Oameni lângă mine nu am avut care să fie dispuși să treacă dincolo de eticheta ești ciudat, cu asta nu poți să-ți credești o familie, cu asta nu poți trăi în viață, cu idealismele astea n-ajungi nicăieri. Și astea toate mi-au dat așa o... M-au împins foarte ușor înspre un discernământ la cel de sus. Adică la Dumnezeu. Și asta înseamnă trăire autentică. Să înțelegem ce înseamnă dreaptă credință, nu ce înseamnă credincioșenie sau lucruri care țin de asta. Nu, orice. Atât timp cât Dumnezeu e mai aproape decât aerul pe care îl respirăm și lucrul ăsta îl simțim prin fiecare lucru, nu mai sunt neguri în viața noastră. Spunem mereu că tinerii sunt frumoși, tinerii au vise, tinerii au aripile deschise spre orice zbor. Și tu vorbești de căutarea ta, de unul singur, de faptul că ai încercat în altă parte să te regăsești, fără să ai neapărat modele umane. Ce ai putea să le recomanzi tu celor care nu și-au găsit o cale, celor care încă cred că pot să trăiască ocrotiți de grija parentală? Cum să se desprindă din acest loc sau dintr-un loc care cred că nu li se potrivește? Ce curaj? Sau trebuie să aibă curaj de un anumit fel? Ce să facă? Pentru a se simți împăcați cu ei înșiși. Dacă vor să nu... își trăiască, să nu... trăiască viața mai mult persoana lor și ei să prindă de guler viața și să spună asta fac, asta devin, asta știu că e pe voia lui, n-ar fi rău să își pună lucrurile destul de serios, adică trăind așa o anumită perioadă, unde ajung? Ce fac în alegerea pe care mi-o aleg? Ce vreau să devin până la urmă? Dacă vreau să devin un amic al părinților și dacă nu am note foarte mari, o facultate oricum pot să o fac și pe urmă plec în străinătate, că bani tot se fac și cu prostie putem chiar să ne mântuim, însă nu chiar oricum, atunci să se gândească fiecare că ziua de astăzi nu mai poate întâlni nici mâine, nici poimâine. Și atât timp cât își trăiește ziua de astăzi într-un mod ideal, așa cum nici măcar la filme nu e arătată, și în stare să-și asume lucrul acesta și vor să fie nu neapărat originali, dar să se plieze după oamenii care îi bucură, să fie curioși și să-L întrebe pe Dumnezeu absolut orice nu înțeleg. Și să asculte glasul, poate, să aibă răbdare să-și asculte. Am și eu încredere, așa cum spui tu, că Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne trimite semne și ne șoptește în anumite momente. Nu suntem atenți de multe ori, să crede că le știm noi pe toate. Și poate din acest motiv, sau și din acest motiv, mergem de multe ori sau prea multă vreme pe căi greșite. Ionuț, dacă ne putea dezvăluie noi acum câteva din ideile, visele tale de ce vrei să faci de mâine, am înțeles că fiecare zi trebuie trăită, că fiecare clipă trebuie să o transformăm în veșnicie, nu? Dacă se poate. Dar din atâtea preocupări pe care le ai, ca dascăl, ca artist și eu vreau să spun și ca și talent scriitoricesc, ce dorești tu să faci cu zilele tale? Așa, câteva planuri, dacă ne poți dezvălui? Fiind un mucos de om care, așa cum primeam des apelativul, m-am format în idealuri.
mi-am dat seama că multe dintre idealurile pe care mi le-am ales nu au fost în conformitate cu folosul meu sufletesc, adică cu voia celui de sus. Și în momentul în care am zis, bun, eu nu mai am nevoie de dorințe, nu mai îmi trebuie să ajung jucător profesionist, să știe lumea că eu fac arta așa cum vreau eu, că eu scriu așa cum vreau eu și efectiv când mă las de toate dorințele acestea și mă bucur chiar așa plutind în lucruri simple pe care o bună perioadă a vieții nu le alegeam, pentru că îmi doream, fiind așa de obsedat de formarea asta cât mai intensă, să le acumulez cât mai repede, mi-am dat seama că asta înseamnă cel mai mult, adică să lăsăm dorințele odată ce am priceput ceea ce a trebuit din ele și pe urmă să lăsăm pe cel de sus să lucreze. Și mai ales în toate acestea să nu ne pierdem timpul. Și atunci vin toate de la sine, când am înțeles? De la un sine ceresc, da. De la un sine ceresc, da. Mare, mare dreptate ai. Mulțumim mult, Ionuț, și pentru că tot văd eu că e mai desenat ceva acolo, așa de frumos pe hârtia aceea, cu multe simboluri. O să te provoc să ne mai citești din gândurile tale. Să vă mai citesc din gânduri. Te rog mult. Fiecare clasor de gând nemărturisit e o latentă stare de împlinire. Direcționată, apropierea e pur și simplu fără scop. Viața înalță limitele în podul absolutului sfânt, ea treime tot. Eufemismele induc păreri, toleranța naște opinii și tot fluxul unui drag devine ascuns, vreac de maturizare. Te las afară. Asta ar fi un prim gând. Și un alt gând numit dorometru, calculând trăirea. Și aici urmează o șirvire. Mai citește, mai trimite, citește tot, să-ți dezvolți vocabularul. Ai văzut ce ținut are revista noastră? Canonic, translucid, împărtășită, însă vizibilul și vizibil, lectura, în toate structurate, nu ajunge la capitolul integrale. Și aici am o teorie mai... O integrală? Da, o integrală. A sufletului? Da. Sau a gândului? Cu funcții legate de împlinire, dor, răbdare. Interesantă este integrala ta. Uite, mi-amintesc acum și chiar doresc să te întreb și pe tine ce părere ai despre... Este o melodie, parcă trupa Paraziții, din care o strofă am tot reluat-o la emisiunea noastră. Dacă vrei să faci lumină când e pentru tine noapte, educă-te singur, frate, citește o carte. Mi-am amintit pentru că spuneai și tu acolo de cuvântul citește, citește, sau învață, învață, sau acumulează, acumulează. Ar putea fi acesta un îndemn pentru cei care ne ascultă, venit de la un tânăr? Un îndemn nu. Nu cred că avem neapărat nevoie să cunoaștem alfabetul, însă dacă vrem să ne folosim și de asta să-l cunoaștem, n-ar fi rău să o facem bine. Să facem bine. Deci da. Tot ce facem, să facem bine. Da. Și fiecare lectură, fiecare rând, să o trăim, indiferent în ce direcție alegem, dacă ne dorim unde ajuns de tare, ne direcționează cine trebuie, unde trebuie. Da. Și un alt gând pentru cei care ne ascultă, așa ca de încheiere? Un alt gând, să... Din sufletul tău. Să rupă din viața lor pentru ceilalți. Atât. Să dăruiască, nu? Ne gândim la Steinhardt, dăruind, vei dobândi? Oare o fi acesta secretul? Nu știu. Vreau să vă spun la final de emisiune, cu toată sinceritatea, că am avut binecuvântarea să-l întâlnesc pe acest tânăr. Fără multă laudă, pe mine m-a impresionat într-un mod cu totul aparte, prin originalitatea lui, prin credința lui sinceră, prin tot ceea ce spune. Și pentru mine, Ionuț, este, și acum o să spun cuvintele pe care tu mi le-ai adresat mie, Ionuț, poate ți-amintești când, Ionuț este un om de bucurie. Și pentru că îmi spunea într-un anumit moment, spunea, sunteți un om de bucurie, să nu o lăsați nerăspândită, aș vrea să vă rog și pe dumneavoastră, atât cât se poate, pentru că cu toții suntem semințe divine, să fim oameni de bucurie și să nu uităm în fiecare clipă să răspândim această bucurie.
Și pentru a face încă o legătură între Ion Pițoiu Dragomir și Ionuț Pițoiu, am să închei câteva gânduri atât de frumoase. Cântă frunzele doar pentru cei luminoși. Aurim clipa. Să încercăm, dragi telespectatori, atât cât ne stăm puteri, să aurim clipele vieții noastre.